După bătaia cu perne de ziua îndrăgostiților, Antena 1 a lansat o nouă provocare. Veniți să trăiți primăvara la maxim și să formați împreună cu vedetele Antenei 1 cel mai mare șnur uman de mărțișor. Startul concursului s-a dat la Iași. Ieșirea a umplut murul în căutare de voie bună și de premii. Primăvara la maxim a tras de la mic la mare, mai ceva ca un magnet. Am spus că e o ocazie frumoasă de a fi împreună, de a ne distra în acest fel și de a demonstra că în Iași oamenii, într-adevăr, sunt solidari și le place să se distreze. Eu cred în solidaritatea celor de aici din Iași și cred foarte mult că ei văd dincolo de premii și de toate, de tricouri sau de alte chestii și să vadă frumosul din și sărbătoarea începutului de primăvară. O să mă duc în cameră la mine și o să mă la televizor. Să ne simțim bine. Ieșenii au îmbrăcat tricourile albe și roșii și s-au înscris la tombolă. Nu de alta, dar cele 5 televizoare LCD cu diagonala de 81 de centimetri i-au făcut să-și dorească să câștige. De ce ați venit astăzi? Participăm la concursul de mărcior. Sperăm să reușim să ajungem și să câștigăm. Probabil o să-l păstrez, cum ar face oricine. Extragerea câștigătorilor va fi făcută de Dan Capatos.